Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în ultima zi a lunii aprilie, ai o personalitate deschisă, ești caldă și prietenoasă. Îți plac conversațiile pline de viață și abilitatea minunată de a-ți comunica gândurile și ideile celor din jurul tău. Mintea, farmecul și simțul umorului atrag mulți fani ești înzestrată cu un simț subtil al umorului și poți glumi cu ușurință, și nu doar despre tine însă îți, în ciuda bunătății tale, nu-ți place să cazi în situații stupide sau ridicole, îți păstrezi cu atenție demnitatea și imaginea respectabilă, deși nu ești un znob. Există un tip de bombasticitate în caracterul tău care poate crea o astfel de impresie asupra altora. Universul ți-a dăruit o personalitate strălucită? posibilitatea de a ocupa o poziție de răspundere în societate, dar de multe ori poți fi ghidată de dorința de a părăsi postul responsabil și de a te deda unei vieți liniștite, în îndeplinirea datoriei tale profesionale, respecti cu strictețe prescripțiile, rar schimbând-o pentru indulgență și înțelegerea umană, cu excepția cazului în care acest lucru este contrar intereselor cauzei poți fi un șef strălucitor și manager și în același timp ești foarte exigentă nu numai pentru subordonați, ci și pentru tine însă Îți Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, realism, sensibilitate, diplomație, calm. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere, ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus, îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru abilitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a fi generoasă. Tu consideri că comunicarea caldă este una dintre cele mai înalte valori. Ești inteligentă, carismatică și prin urmare, extrem de populară. Ești capabilă să explici perfect ceea ce simți și crezi. Tu știi cum să te distrezi de tine însăți și de ceilalți. Ești foarte bună, dar nu-ți place să devii ținta ridicolului altora. De asemenea, tu urăști să intri în situații dificile sau ridicole, deoarece îți apreciezi foarte mult imaginea ca o persoană gravă. Adesea ești puțin arogantă, dar tu însă nu observi acest lucru. Pentru tine, datoria este de o importanță capitală. Poate că cea mai valoroasă achiziție pentru tine, dacă te afli într-o poziție de lider, este dragostea și respectul față de subordonați. Dacă faci parte dintre lucrătorii obișnuiți, atunci pentru tine prioritatea este întotdeauna atitudinea prietenoasă a colegilor. Cu toate acestea, indiferent de poziția ta, ești mereu simpatică cu toată lumea cu care trebuie să lucrezi umăr la umăr. Adevărat, cu excepție celor care nu merită respect, pe aceștia îi tratezi cu dispreț tu ai o mare nevoie de sensibilitate și înțelegere de la familie și prieteni. Deși, în relațiile tale cu oamenii, pui accent în primul rând pe independență, iubești să fii îngrijită și nu deranjată în anumite situații care implică singurătate. Extrem de strictă, devii cu ușurință o jucărie în mâinile copiilor care manipulează cu pricepere sentimentele părintești, care învață foarte repede să te asuprească. Tu tratezi copiii de sex opus cu respect deosebit. Tu poți renunța cu ușurință la putere, dând frâiele tatălui, fratelui sau iubitului. Cu toate acestea, ar trebui să cântărești cu atenție oportunitatea unui astfel de pas, deoarece este plin de nenorocire și iritare în viitor. La tine, există o mare nevoie de a avea grijă de cineva, dar ca părinte ar trebui să înveți că atenția excesivă acordată copiilor nu aduce întotdeauna rezultatele dorite. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură, dependență, realism, responsabilitate și determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală, deseori de visufletul petrecerii fără a pretinde conducerea necondiționată, cum afectează data de 30 aprilie soartata, ești capabilă să fii o autoritate reală, te împrietenești ușor cu oamenii și trebuie să creezi o atmosferă prietenoasă în orice echipă, ești un om deosebit, care iubește să facă totul în felul său și aproape niciodată nu regret ceea ce ai făcut, nimeni nu te poate convinge ești atât de încrezătoare și încăpățânată încât nu vei face decât ceea ce ai planificat, chiar dacă duce la prăbușire. Dar atunci ești curajoasă, nu te temi să-ți asumi riscuri și nu te oprești niciodată la jumătatea drumului. Ești adesea foarte iritabilă și sensibilă, deci trebuie să lucrezi în mod constant asupra ta și a sentimentelor tale pentru a învăța să te retragi și să-ți dai ocazia să ai totul calm și fără multă agitație. În același timp, o educație adecvată te va ajuta, dacă un copil născut la 30 aprilie, crește într-o atmosferă de iubire și înțelegere, va înțelege că aceasta este normal și nu ar trebui să-și manifeste nemulțumirea, deoarece totul poate fi rezolvat în mod pașnic și fără dispute. Este necesar să încurajezi copilului conștiința că este necesar să aprecieze o atitudine bună și sinceră față de sine, iar apoi viața lui, deja o viață adultă, va deveni mult mai strălucitoare și mai fericită. Pentru tine, realizarea de sine joacă un rol important și te poți realiza cel mai bine în rolul de lider sau director, unde vei fi capabilă să dovedești că ești responsabilă și cinstită, fiind destul de strictă cu subordonații, vei controla cu succes activitatea și, de asemenea, o vei îndeplini perfect. Se pare că ești calmă și incredibil de serioasă, dar în spatele acestei măști se află o organizare mentală subtilă, o persoană care are nevoie de înțelegere, aprobare, respect și îngrijire. Tu ești capabilă să te evaluezi sobru, să-ți subliniezi neajunsurile și meritele tale, deci nu trebuie ca cineva să presupună că ai încredere oarbă în experiența ta și ignori complet cuvintele altor oameni fiind atât de strictă și corectă, devenind de deja părinte, încă mai cedesc capriciilor copiilor te. Tu iubești să ai grijă de copii în mod inutil, îi acoperi cu dragoste complet, dar trebuie să înțelegi că hiperîngrijirea nu este bună și trebuie să-ți controlezi atitudinea față de copil, indiferent cât de mult îl iubești. Prin urmare, devine clar că toată dragostea și sensibilitatea pe care nu o arăți altora, se adresează în întregime copiilor tăi, pentru care ești cel mai bun părinte din lume. Dragoste și compatibilitate. Ești un partener senzual, entuziast și romantic, dar unirea prea strânsă poate crea o anumită tensiune în tine. Te străduiești pentru dragoste și fiabilitatea relațiilor pe termen lung, dar în același timp vrei libertatea pentru realizarea planurilor și ambițiilor personale ești capabilă să manifesti sentimente cu adevărat blânde și amabile față de casa ta, în special copiii. Tu ai nevoie de dragostea celor dragi, de sprijinul și înțelegerea lor. Tu nu vei îngădui să-ți fie deranjată liniște. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și de detașarea, lipsa de responsabilitatea a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fie pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Cariera ta se dezvoltă întotdeauna în mod luminos, poți deveni șef și într-o zi părăsește munca de dragul familiei, dar înainte de aceasta, ești un angajat foarte responsabil, foarte important. Ești destul de strictă, îți place să acționezi în conformitate cu regulile și instrucțiunile? Nu-ți place să oferi ajutor, numai dacă nu afectează negativ lucrarea. Datoria pentru tine nu este un cuvânt gol, tu urăști îndoielile cu privire la corectitudinea cuvintelor și acțiunilor conducerii. Principalul lucru pentru tine este acela de a găsi curajul de a recunoaște că tu vezi situația diferit, subordonații te respectă și te iubesc mereu, cu colegii, ești de asemenea aproape întotdeauna prietenoasă. Cine discută cu tine, nu ar trebui să te preseze prea tare pentru că este destul de posibil să-ți provoace furia. Tu reacționezi la agresiuni și încercări de presiune, ca în cazul în care olimpiada a început, deci nimeni să nu se aștepte la milă. Dar tu întotdeauna apreciezi subtilitatea și inteligența, ești chiar capabilă să admiri sincer aceste calități, chiar dacă adversarul tău folosește mintea să împotriva ta. Sănătate și boli. Cel mai mare pericol pentru tine este faptul că tu nu știi nimic despre măsuri, nici în mâncare, nici în plăceri carnale, nici în consumul de alcool, nici în repaus. De asemenea, trebuie să te asiguri că independența ta rămâne neschimbată, în caz contrar poți deveni deprimată, poți face un ulcer gastric sau chiar probleme oncologice. Prin urmare, dacă viața te-a pus în această poziție, ar trebui să vizitezi cu siguranță un psiholog sau psihoterapeut. Chiar și în exercițiile fizice, de multe ori nu cunoști măsura. Deci, poți merge la sport pentru a-ți menține aptitudinile fizice și bunăstarea, astfel că activitățile tale profesionale vor avea de suferit, deoarece poți începe să te dăruiești sportului în întregime. În ceea ce privește dieta, ar trebui să mănânci mai puțină carne și mai multe alimente sănătoase, să limitezi consumul de făină și dulce și să acorzi atenție salatelor proaspete din legume și fructe care sunt cele mai benefice pentru sănătatea ta, asigură-te că poți să-ți amintești despre măsură în orice. Destinul și norocul, Universul te-a înzestrat cu un caracter independent, contradictoriu, poți fi aspră și agresivă, încăpățânată. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât condițiile de trai depinde de mediul în care ai crescut în copilărie. Dar dacă alegi calea de îmbunătățire și dezvoltare, îți poți crea pentru sine cele mai prospere condiții în care armonia și bucuria vor domni. Sfaturi pentru tine Ar trebui să încerci să ți conte de manierele tale tiranice pline de forță. Prea mult îți place să faci presiuni asupra altora? indiferent dacă o faci verbal sau în tăcere. Se întâmplă, ca urmarea stereotipurilor sociale, să predai cu ușurință conducerea în familie, dar atunci tu însăți vei fi foarte afectată de aceasta, te înfuri, te enervezi. Prin urmare, înainte de a delega puterea, merită să te gândești la necesitatea acestui pas. Încearcă să-ți asculți mai mult vocea interioară solicită îndrumări mai competente înainte de a lua decizii. Ia în considerare sfaturile colegilor și prietenilor. Cultivă toleranța. Controlează-ți dorințele și fii mult mai conștientă de tine. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, Trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.